Pentru că joi Elida Toma a venit cu invitată, Cosmina Englizian este alături de noi. Am venit cu rochi de toate felurile. Bună dimineața! Bună dimineața. Bună și dimineața. Mulțumesc! Am venit cu rochii de mireasă, Dani, pentru că deja s-a deschis sezonul evenimentelor, da. Și Cosmina este alături de noi. Am făcut o selecție din colecțiile ei de rochii de mireasă și sper că vom inspira, le vom inspira pe cele care se uită la noi acum. Am avut de pierdut niște ore la Cluj. Ce faci când ai de pierdut niște ore înainte de avion? Am dat o fugă în mall. În mall era o descătușare a rochilor de mireasă și a costumelor de mire. Mi-a stat inima, dar după aia mi-a adus aminte, stai bă, că mi-a scăpat. Cine știe când mă mai costă treaba asta. Hai să dăm drumul la prezentare și să povestim despre fiecare element în parte. Maestre, muzica! Așa cum spuneam, sunt rochii alese din mai multe colecții. Am ales piese reprezentative și piese diferite, pentru că se merge anul acesta pe mai multe tipologii și o mireasă își poate alege chiar mai multe rochii la evenimentul ei. Avem o rochie vaporoasă din voal de mătase și dantelă chantilly, accesorizată. E o interpretare a ei noastre, dacă vedeți. Trează o notă romantică și e potrivită pentru o petrecere chiar și în grădină și chiar și la malul mării. Deși este accesorizată, se poate renunța la această accesorizare și se poate merge pe varianta mai simplă. Desculță. Corect. La malul mării. Mirelou, să te văd. Pac, să ai pile la domnul, că nu mai au voie acum pe plajă. Ce te uiți la mine? Că ai întârziat, te-ai uitat. La Carmen Kindrich erai gata, la Carmen Kindrich erai gata și acum ai întârziat 2 minute. Poate întârzi așa și la nota, ai grijă. Că ăla pleacă, nu stă? La cât te-ai aștepta, săracu. Mulțumim, Mirela! Au văzut toate rudele, ați scuipat în sân, ați făcut mătănii, asta este. Mergem având mai departe. Având în vedere că acum începe sezonul evenimentelor, toate miresele tind să aibă diferite moduri de a cerințe. Da, de a verse cerințe. De a se arăta. Am înțeles unde bateți. N-ar sta acasă gravidele? Vin aici să facă un ciubuc, bineînțeles, pentru alamicu, pentru cremvuști. Deci se poate și... Se o poartă, graviduță foarte frumușică. Tot mai des se poartă gravidele cu burtică. Da, este un trend a rochilor de mireasă cu burtică. Exact. Bine, acum și bărbații întârzie tot mai mult momentul acesta și atunci când nu se mai poate, fac pasul, iată. Uite, pentru o mireasă care nu vrea neapărat să-și arate burtica, se pot alege anumite modele care pot masca această parte a abdomenului cu o talie mai ridicată, cu o fustă mai amplă. Deci sunt variante și pentru ele, dacă nu vor să arate. Da, nu toate burticile vin au aceeași proveniență. Unele sunt de la burger. Iată exact cum a prezis cum o cheamă? Bianca noastră. Mă, nici nu spuse la 8 și 5 bine că o vede mireasă. Poc, și nu știa de sojurătorul Bianca noastră. Mi-e și frică de ea. Poc, iată-o pe... Avem o rochie romantică cu aplicații pe zona umerilor, de tiul și dantelă, accesorizată. Se vede popa tatuată așa. Un Sorin. Opa, popa. O roche din organza de mătase. Voalul este acum o opțiune la care se poate renunța parțial, pentru că vor purta voalul la cununia religioasă, apoi de obicei se renunță la acest accesoriu și se poartă diademe, gablon sau diverse alte accesorii pentru păr care înlocuiesc voalul. Da, dar la a treia nu mai porți voal, că ar trebui să întinzi coarda prea tare. La a treia rămânem fără voal. Mergem mai departe. Aici s-a muncit ceva. Da, avem aplicații din satin. Rochia este din organza de mătase și satin de mătase ca și aplicație. Și creează lucrată acest, manuală. Și creează acest volum în zona bustului. Sigur că
acest volum practic ar avantaja o siluetă cu o circumferință a bustului mai mică. Dacă avem un bust proeminent, nu alegem acest tip de rochie. Deci nu mai pui macii ăștia sau ce sunt, tăiței, dacă ești foarte dotată de la natură sau de la domn doctor. Exact. În schimb, te ajută dacă, vezi că mă pricep. Dar dacă nu ai fost atât de ofertată de natură, Mirela întreabă, nu întreabă unde să se uite, Memelu, ea întreabă, pe mine cine mă ia? Uite așa face acum ei, asta e poziția. Cât mai așteptați? Uite, asta e. Și acum te duci este spre... foarte frumoasă. Da, noi știm, dar ei nu se prind al rec, carnea pe ei. Albul este nuanța acceptată ca fiind pentru rochia de mireasă, însă cele mai multe opțiuni sunt către ivoar sau ivory sau culoarea nuanța perlei, pentru că e o nuanță mai caldă și de obicei miresele aleg această nuanță. Nu e un alb alb decât noi bărbații îl vedem alb. Care a venit soția acasă cu zugravii, a lăsat-o cu zugravii și am zis, fă casa în ce culoare vrei tu, dar nu face alb. Am venit acasă, era albă. Și într-un cor toți trei au zis, e ivoar! Hei, ia uite! Deci eu am o casă albă, dar nu e albă, e ivoar. Avem aici o rochiță special creată pentru graviduțe. Ok. Ascunde foarte bine curtica. Este accentul pus pe bust, accentuat fiind și cu această aplicație de cristale și perle. Nu ascunde, drag, o pune în valoare. Cum să o ascund? O văz. Am văd eu bine. Să știi că un trend anul acesta este rochia mai scurtă, rochia de mireasă mai scurtă cu vedere la glezne. Cu vedere la glezne. La glezne. Bun, am notat treaba asta. Deci tot are lungimea asta, curge, dar... Totuși se pot vedea picioarele, că de multe ori la mireasă nici nu știi cu ce e încălțată. Eu tot timpul am crezut că e în converși mireasa și după aia mi-au explicat că nu, că așa era înainte să nu se vadă bine picioarele. Să știi că sunt multe femei care pun mare accent și pe alegerea pantofilor. Știu, dar ei nu se văd. Costă 2000 de euro, dar nu se văd. Eu vă înțeleg, încep să gândesc ca o femeie de când sunt gravidă. De anul acesta au posibilitatea de a-și arăta și pantofii, având în vedere acest trend. Aici avem o rochie sirenă, știam. O rochie pe linia corpului. Da. Și alegem o astfel de rochie dacă avem o siluetă subțire, dacă suntem înaltă, pentru că pe o persoană mai scundă de înălțime nu avantajează acest tip de rochie. Vreau să fac o glumă cu sirena, cu căsătoria, dar nu mai îmi permit. Ai grijă. Trendurile sunt foarte permisive anul acesta, de la clasica rochie de mireasa temporală până la pantaloni scurți, rochii scurte, salopete. Pantaloni scurți de mireasă. Din dantelă. Așa, un 3/4, sper că... Okay. Trene detașabile cu diverse alte lucruri aplicate. Și ce e de meserie mireasa. Bun. Nu chiar. Nu mă așteptam la sirenă, drept să spun, dar este un evergreen, bănuiesc, că va dăinui rochia asta, pentru că orice fată se visează prințesă și sirenă la rândul ei. Exact, da. Bun, avem manejul de final. Timp pentru voi să aruncați o privire și pentru noi să anunțăm că începe Fashion Week. Designers începem Fashion Week. Romanian Design Week. Design Week. Romanian Design Week, un eveniment ce adună toate industriile creative de la noi. Este un eveniment care va începe weekendul acesta și vă așteptăm pe toți cei care sunteți pasionați de artă și de design. Elida este modestă, dar și ea este pe lista scurtă de designer, că de-aia o chemăm la emisiune și este designer invitat. Nu se duce ca mine să mânce covrigii oamenilor, ci merge cu treabă. Mulțumim pentru suport și pentru ajutor, Elida. Și eu vă mulțumesc. Cosmina să rămână, că lucrăm de atâta timp. Fetelor, nici nu știu ce să vă zic. Fiecare să pună una pe buric și să ne vedem cu bine. Cu un Doamne ajută înainte. Pauză și aveți grijă unde vă așezați cu rochile astea, că s-ar putea să rămâneți gravide. Pauză.